Un prezent de poliție din Bobița a fost sesizat vineri, 20 septembrie, în legătură cu faptul că un copil în vârstă de 11 ani și 7 luni a dispărut de pe raza localității Gurașuții, în momentul în care se deplasa către domiciliu după ce terminase programul orelor de curs la școala din localitate. Inițial, sesizarea, așa cum era și firesc, a fost tratată ca o dispariție. Ulterior, am înregistrat o cauză penală în legătură cu acest aspect, cauză penală înregistrată la început la pachetul de pe lângă judecătoria Găiești, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate, aceasta fiind una dintre variantele de anchetă pe care s-a mers. Au fost foarte multe variante pe care am mers. Era evident că nu putea fi exclus la început nici faptul că fetița s-ar fi putut rătăci și ar fi putut ajunge din greșeală pe câmpurile și terenurile agricole din zona respectivă. Și un element important al acestui lucru, mai ales având în vedere faptul că vremea s-a răcit și exista riscul, dacă existau aceste condiții, ca fetița să își piardă viața, a fost căutarea în zona respectivă. În același timp, am mers pe toate celelalte variante care se impuneau a fi luate în considerare, inclusiv varianta răpirii acestea. Au fost desfășurate activități susținute tot timpul, inclusiv pe parcursul nopții. Permanent s-a acționat. S-a acționat în permanență, în colaborare și cooperare, fără niciun fel de probleme, între parchet, poliție și celelalte structuri implicate. Evident, cu un benefic sprijin și îmbucurător, atât din partea populației, cât și din partea unor organizații, cum a menționat și domnul inspector șef, inclusiv o organizație care are câini utilitari și care și-a oferit, s-a oferit să ne ajute. Pe parcursul timpului, o activitate importantă desfășurată a fost verificarea camerelor de supraveghere din zona stabilită de către noi, ca fiind de importanță. Am stabilit încă de la început faptul că fetița dispărea, apărea pentru ultima oară în jurul orei 17 și 15 minute pe o ultimă cameră de supraveghere aflată în apropierea locuinței sale, la 300-350 de metri de locuință. Ulterior, aceasta neapărând la domiciliu. A fost o muncă deosebit de importantă și o muncă care a necesitat destul timp și implicarea multor polițiști în verificarea acestor camere de supraveghere și în eliminarea oricărui autoturism sau a oricărei persoane care apărea în zona respectivă în intervalul orar în care fetița dispăruse. În acest context, pe parcurs, am ajuns să reușim să stabilim un cerc de autoturisme suspecte care se aflaseră în zonă în momentul respectiv și ulterior de la acest punct am plecat în direcția care ne-a condus până la final în a stabili o zonă de căutare și a reușit astăzi, sincer să fiu, nu mai rețin ora, în a identifica, din păcate, trupul fetiței care nu mai era în viață. La momentul acesta se efectuează activitățile de urmărire penală firești și normale ale cercetării, adică cercetarea la fața locului, urmează, evident, autopsia. Sunt activități foarte importante. Este foarte importantă în acest context prelevarea de mostre biologice și stabilirea pe cale științifică
au unor eventuale legături cu cercul de suspecți pe care îl avem la acest moment. Fără îndoială, avem la acest moment un cerc de suspecți. Fără îndoială, cazul va fi finalizat cu tragerea la răspundere penală a persoanei sau persoanelor vinovate. Printre suspecți se află un cetățean olandez? Ceea ce vă pot confirma și cunoașteți foarte bine, că trebuie să păstrăm confidențialitatea urmării penale, dar având în vedere că pe presă se vehiculează foarte multe informații de acest gen, vă pot confirma faptul că există un cetățean străin care se află în acest cerc de suspecți. Mai mult nu vă pot spune, pentru că trebuie să înțelegeți că trebuie să păstrăm o anumită confidențialitate. Câți alți suspecți mai există? Urme de violență? La o primă examinare sunt urme de violență pe trupul suspectei. Evident că asupra acesteia a fost exercită o acțiune violentă atâta vreme cât nu am găsit-o în viață. Rămâne de stabilit în urma efectuării autopsiei dacă anumite urme de violență aflate pe corpul acesteia au fost produse de animale sălbatice aflate în zonă. Trebuie să excluse aceste lucruri stabilit. În mod cert se va stabili la autopsie care au fost elementele de violență care au condus la moartea victimei și mecanismul de producere al decesului. Avea urme de strangulare? Nu vă pot confirma la momentul acesta. S-a făcut examinarea sumară a cadavrului victimei externă la locul bunitre faptei. Urmează să vedem ce stabilește autopsia. Au fost persoane reținute? Au fost persoane reținute și cam câți suspecți sunt acolo? La acest moment, urmărirea penală este în faza INREM. Nu am dispus continuarea urmăririi față de o persoană anume. Când vorbesc despre cercul de suspecți, este un cerc de suspecți în sens criminalistic, nu în sens procedural penal.